Da. Uite, eu putem și. Hei, cerc rapid. Încerc. Matei, cerc, treci cerc. Hai, încerc. Hai, Mirciule. Raul, înainte să arunci o pasă, te uiți, da? Primul rând vreau să menționez că suntem un club destul de micuț, nu este un club zonal, ca să zic așa, care facem față chiar cu brio unor echipe din, cu un istoric foarte îndelungat în rugby, cum ar fi Timișoara, cum sunt echipele din București, Clujul și așa mai departe, care au luat amploare mult mai devreme față de noi și ușor, ușor noi am ajuns din urmă și chiar ulterior am avut câștig de cauză, ca să zic așa. Toate lucrurile acestea nu ar fi fost posibile fără ajutorul, în primul rând, a Consiliului Local și a domnului primar, care ne-a susținut și ne-a ajutat cu toate deplasările, cu tot ce ține de lucrurile organizatorice. Băieții s-au pregătit intens, ne-am pregătit împreună și ne-am dus cu gândul spre victorie pe zona respectivă. Cum au fost adversarii? Adversarii au fost destul de puternici, ne-am luptat cu unele echipe de la egal la egal, dar băieții s-au mobilizat foarte bine și am reușit să izbutim. Cum vă simțiți? Vă dați seama că ne simțim foarte bine, am câștigat, am ieșit pe primul loc, care a fost și inițialul obiectiv. E foarte, foarte intens moment. În momentul de față suntem înscriși cu Under 10, urmând ca la toamnă să ne îmbinăm și să ducem echipa la Under 12. Ne-au să-i antrenați și pe unii și pe alții. Da, suntem cu toții la comun, nu excludem niciunul, chiar dacă este cu un an sau doi mai mic, mai mare. În momentul de față facem 3 zile pe săptămână, luni, miercuri, vineri, cu turneele din weekend sau antrenamente, lucruri extra în weekend. Antrenamentele țin în jur de o oră jumătate, două, cu tot cu revenire, încălzire și cu îmbinarea de la mijloc, specifică rugby-ului. E greu. Sincer, este munca, este o călire pentru băieți să începem de mici, să ne asumăm unele responsabilități și să nu încercăm să depindem de mami și de tati, să încercăm așa, ușor, ușor să fim pe propria bază. Adică nu doar clădiți sportiv, ci și caractere, da? Exact, exact. În primul rând, copiii după acest sport trebuie să iasă oameni cu coloană vertebrală, cum se zice. Este unul din sporturile care te leagă foarte mult, pentru că nu este ca la alte sporturi. Aici trebuie chiar să te ajute colegul. Dacă nu te ajută, nu ne ajutăm între noi, nu o ducem la capăt. Brațele înainte, hai! Pas, 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 pleacă! Este investiția primăriei, a Consiliului Local. Îi mulțumim pe această cale domnului primar Georgescu Prac, că ne sprijină de fiecare dată și că are încredere în acești copii minunați. Au 10 ani, sunt deosebiți, au venit cu o performanță foarte frumoasă și așteptăm să ne sprijine de fiecare dată și să aducem cât mai multe rezultate frumoase acasă. Bine! Bine! Intră în teren, bravo! Bravo, stă ridicare! Bine! Toate mingea, Mircea! E greu să faci rugby? Mai sunt unele meciuri care ne mai țin la egal și sunt dificultăți foarte, foarte mari și trebuie să joci foarte, foarte tehnic și să nu joci de unul singur. Și ideea să fiți toți uniți, nu să fiți unul contra altuia și să vă certați în continuu. La unele antrenamente sunt mai grele, la altele sunt mai pe distracție, altele sunt ne jucăm, altele sunt mai pe seriozitate înainte de meciuri. Cum te-ai gândit tu să faci rugby? De ce nu fotbal, de exemplu? De exemplu, mie îmi plăcea fotbalul când eram mic, doar că am descoperit rugby-ul de la tatăl meu și îmi plăcea foarte mult mai mult. Este un sport agresiv și asta îmi place la el. Când e greu? Păi atunci când, de exemplu, uneori doar ne jucăm, doar facem joculețe și uneori care facem pase și placaje și foarte multe chestii. Și atunci e mai complicat? Da. Ce-ți place cel mai mult din tot jocul? Să plachești, să intru, să dau ștampuri, că
e frumos. Ești printre campioni, nu? Printre cei care au câștigat turneul. Da. Cum a fost acolo? Foarte frumos, mi-a plăcut, adică am simțit niște emoții frumoase atunci când am câștigat, când am luat cupa de campioni. Îți venea să crezi? Nu, nu venea să cred. Dacă!